final, aș vrea să vă spun că da, cum a spus Mihai Chirilov, ne așteptăm și noi la susținere, vrem și alții să ne susțină pe noi. Nu o să intru în detalii de cât de mult fac Iașul sau Timișoara să găzduiască evenimente importante, să ne prindă din urmă. Cred că e nevoie și ca autoritățile din Cluj să ne trateze cu un pic mai multă delicatețe. Nu cred că e normal să primim sau o cântăreață, oricare ar fi ea, să primească pentru un show de o jumătate de oră un onorariu cât aproape 40% din bugetul TIF-ului. După cum nu cred nici că, dacă ne uităm la ce fac cei din Iași, vor să demareze un festival nou cu bugete importante. Eu cred că trebuie să avem puțină grijă la tot ceea ce se întâmplă în oraș, la cei care vin din urmă, la cei care propun evenimente și festivaluri noi. Cred că e important să creștem lucrurile astea organic și cred că, din nou, un pic mai multă diplomație și delicatețe față de cei care au dovedit, ca să nu mai fim nevoiți în fiecare an să dăm examen, cred că lucrul ăsta se impune. Aș vrea să vă mulțumesc și să vă invit la film. În primul rând să-i mulțumesc lui Antoan Banianichi și companiei Independența Film, care a fost de acord în seara asta să deschidem TIF-ul cu cel mai nou film al lui Pedro Almodovar, premieră absolută în România. Amanții pasageri, vizionare plăcută!